Clerul și credincioșii din Episcopia Severinului și Strehaie s-au bucurat și anul acesta de prezența unui sobor de arhierei cu prilejul Hramului Catedralei Episcopale, cu Hramul Învierea Domnului și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Sărbătoarea a început cu vecernia din ajun, iar astăzi de dimineață a fost săvârșită utrenia, iar de la ora 9:30 s-a săvârșit Sfânta Liturghie de către înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Irineu al Olteniei, înconjurat de un sobor de arhierei, preoți și diaconi. Sărbătoarea de astăzi nu a fost uitată de oficialitățile județului, subprefectul de Mehedinți, dar și viceprimarul municipiului Drobeta Turnu Severin. Au ținut să le mulțumească celor care s-au ocupat de construcția catedralei necesare județului, dar mai ales oamenilor. Mă bucur că sunt astăzi aici și pot participa la Hramul Catedralei. Mă bucur că suntem în săptămâna luminată și cred eu că e important să le mulțumim tuturor celor care au făcut posibil să fie ridicat acest lăcaș de cult. Este important să și venim aici să ne rugăm, pentru că așa cum ne facem timp de multe alte lucruri, trebuie să ne facem timp să ne și rugăm măcar 5 minute pe zi și să vorbim cu Dumnezeu. Pentru că, din punctul meu de vedere, fără credință, omul este un animal rațional care merge de nicăieri către nicăieri. Astăzi este un eveniment foarte important pentru municipiul Drobeta Turnu Severin. Este vorba de sărbătorirea Hramului Catedralei Ortodoxe din Drobeta Turnu Severin. Iată că prin strădania preasfințitului Nicodim, cât și a reprezentanților autorităților locale, această catedrală este o bijuterie arhitectonică, încă nu este gata, dar ce este important este că ne putem mândri cu o astfel de construcție în Drobeta Turnu Severin. Efective din cadrul Inspectoratului de Jandarm Județean Mehedinți au asigurat măsurile de ordine specifice pentru ca manifestările religioase de astăzi să se desfășoare în condiții de plină de siguranță.